Salutare, dragi tovarăși, și Hristos s-a respawnat, cred că e Paștele acum când vedeți voi Q&A-ul acesta, eu îl fac de vineri, vinerea mare sau cum s-o spune, nu prea le-am cu din astea. Destul de repede fac Q&A-ul ăsta, nu vă mai las cu câte o săptămână, două, să aștept să se strângă întrebări. Am strâns acum câteva întrebări, hai să începem să răspundem la ele, fără alte adăugiri, adăugări, cum s-o spune că mă bate română astăzi că stă în vacanță, să trecem la întrebări. Și cum se putea fără întrebări retardate în partea voastră? Prima întrebare. Cât de mare e pula ta? Mai departe, câte chile de sperm ai vărsat de când faci laba? Hai să nu exagerez, o cisternă. Bine, glumesc. O autostradă plină de cisterne. De ce nu mai vorbești cu mine pe Skype? Pentru că nici nu prea mai intru pe Skype. Ce mâncare îți place cel mai mult? Având în vedere că nu sunt din ăsta care mănâncă numai caviar, somon, afumat, nu știu de care... Sau ce naiba mai e așa de finețe, abar n-am, supă de pudel ce vor mânca chinezii și fazan. Îmi spune clar cartofii prăjiți și hai să-mi fac totuși așa un meniu cum aș vrea eu să mănânc în fiecare zi. Cartofi prăjiți după masa, clătite cu Nutella dimineața și seara o porție zdravă de bătaie. Bine, pasta cred că mi-o iau aproape zilnic, de 3 ori pe zi, plus seara ca supliment. Ai prietenă? Dacă da, cum o cheamă? Nu spun pentru că sigur mi-o furi. Cine te-a inspirat să faci YouTube sau te-a încurajat? Baftă și sănătate, frate, ești tare. Mersi, știam. Încurajat? Cred că nimeni. Pur și simplu. Am văzut că stau toată ziua pe calculator și mă joc, s-o grăma de canale de-astea gaming, sunt foarte guraliv. Îmi place să editez videoclipuri, dar bine, ce pun eu așa... videoclipuri cu Deadpool și Canter Mare Brânză. Ai, așa la Q&A-uri parcă e altfel. Oricum, cam asta ar fi. Îmi place mie, am zis de ce nu și uitați unde am ajuns. Pink Guy sau Salamander Man? O întrebare foarte grea. Păi să mă gândesc. Pink Guy face muzică, mai ales melodia aia cu Shut the Fuck Up. Salamander Man, îl știm cu toții pentru Nails. Deci, nu știu ce să zic. Vă las pe voi să votați. Dacă nu uit, o să pun eu o întrebare din aia, știți voi. E un I în dreapta sus la videoclip. O să... Dacă nu uit, o să pun eu o întrebare pe acolo și vă las pe voi să votați cine, pe cine preferați, pe Pink Guy sau pe Salamander Man. Poate uit și eu, poate pun și eu o poză cu aceștia în prim plan acum, în caz că nu știți. Cât e litrul de cartofi? Putem face troc, nicio problemă. Dacă vorbim pe Skype și negociem noi pentru cât... câteva zeci de litri de cartofi pe acolo. Ce ai face dacă ai fi dictator? Dacă aș fi pentru o zi președinte, țineți minte, aș lăsa România amanet fără cuvinte. Dacă aș fi pentru o zi președinte, v-aș amaneta pe toți și nu m-aș prinde. Ce faci de Crăciunul care vine? Ești foarte înalt, dacă da, înseamnă că te-am văzut. Bă, ca să-ți faci o idee cât de înalt sunt, sunt, cred că... cât cu Odrin, că parcă atât are și el, în jur de 1,80 parcă, nu? Faci YouTube? Nu, mă, ce ai, bă, ți se pare? Îți pare rău de retragerea lui Undertaker? Chiar îmi pare foarte rău, ăsta a fost wrestler-ul copilăriei mele. S-a retras fix când mai am un pic și eu, 6 luni, 8, 9, câte ori mai fi până fac eu 18 ani. Aoleu, acum la mine chiar că ar fi o chestie ceva de genul, dacă ai văzut cel puțin un match live de-a lui, înseamnă că ai avut o copilărie grozavă. Aproape că am vărsat o lacrimă. Mai ales când am văzut un clip de ăsta cu melodia See You Again de la Wiz Khalifa, tribut pentru Undertaker, un clip acolo, poate l-ați văzut și voi. M-a lăsat așa și mă gândeam. Era în mintea mea un singur gând. Firea era al dracu, Roman Reigns, că a trebuit să-l bată în ultimul său meci. Cât e litrul de ouă? E negociabil. Mai dai vaca aia? Bă, am dat-o altuia, îmi pare rău. Vrei respect? Nu, mersi, am auzit că îngrașă. Bagă-mă în video. Ok, nicio problemă, dar și ceva? Cum ar fi să-și cenzurez acum numele și poza de la canal? Să n-ai nicio dovadă că ai apărut la mine în video. Îți plac pisoii? Nu, bă, ce ai? Nu sunt zoofil. Și cam acesta a fost și Q&A-ul, eu sper că v-a plăcut, vă urez tuturor un Paște fericit, un Hristos a înviat, respawnat, Jesus, respawned, cum vreți să spun,
Dacă nu v-am citit întrebarea, înseamnă că a mai fost repetată în alte Q&A-uri sau, nu știu, mi s-a părut irelevantă și fără rost. Din nou, eu sper că v-a plăcut. Sper să nu vă îngrășați prea mult de la sarmale, să nu vi se facă rău de la drop. Și cam atât. Vedeți să nu dați foc la casă când veniți cu lumânările de la biserică. Eu v-am lăsat, vă urez un Paște fericit tuturor. Ciao les!